Nicolas Papadopoulos, Romi și bandul lor în platoul de la Neața, ca mai apoi să fie în bucătăria lui Nicolae. Întâi cântăm să vedem dacă primesc mămăligă opita. Γέμισα το πρόσωπο μου δάκρυα. Τράβηξα και τις κουρτίνες, σκοτεινό δωμάτιο είσαι μακριά. Η σκέψη μου είναι μαζί σου, γέμισα το πρόσωπο μου δάκρυα. Τράβηξα και τις κουρτίνες, σκοτεινό δωμάτιο είσαι μακριά. Έκανα ένα βίντεο με τραγούδι για να ξέρεις πως τα αλήθεια αισθάνομαι εγώ. Άσε με να ζήσω πια, δεν το καταλαβαίνεις, μη με πάρεις πριν το δεις όλο αυτό. Έκανα ένα βίντεο με τραγούδι για να ξέρεις πως τα αλήθεια αισθάνομαι εγώ. Άσε με να ζήσω πια, δεν το καταλαβαίνεις, μη με πάρεις πριν το δεις όλο αυτό. Η σκέψη μου είναι μαζί σου, γέμισα το πρόσωπο μου δάκρυα. Τράβηξα και τις κουρτίνες, σκοτεινό δωμάτιο είσαι μακριά. Σκέψη μου είναι μαζί σου, γέμισα το πρόσωπο μου δάκρυα. Τράβηξα και τις κουρτίνες, σκοτεινό δωμάτιο είσαι μακριά. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule! Bună ziua, bine ați venit! Când am auzit vioara aia, că până atunci eram așa, știam melodia în engleză, auzeam ritmurile astea, a început limba greacă, o limbă destul de muzicală, orice se zice, ai impresia că o cântă. Când a început vioara aia, ne-am dat seama ce piesă e, am tras draperiile. Piesa. Care influențe de draperii? Dar care a fost? E după aia sau aia e după asta? Nu, e după aia. La microfon. El i-a făcut versurile. Cât de tare. Și toată ideea, tot conceptul e al lui. Combinația și... Foarte tare. Foarte, aveți foarte tare. Concert în curând? Da, avem sâmbătă pe 3 noiembrie. Ok. O să spun unde? La o berărie. La o berărie mare. Berărie mare. Da, da. Se știe care. București. Pe trei. Sunteți fix în formula asta sau... E puțin mai mare formula. O să fie formula și mai mare. Da, avem și vioară. Super. De la ce oră o să fie?
Cât că 20, ora 20. De la ora 20 o să fie mare petrecere. Colaborați de mult împreună? Mi se pare o formulă destul de reușită. Eu cu el, da, de mult. Da. Trupa este... Bandul e format mai nou. Format, da, mai nou și... Ce planuri aveți pentru... Să fie într-un ceas bun. Ce planuri aveți pentru anul ăsta? Niște țeluri, ceva pus... Cât mai multe concerte, avem câte mai multe proiecte, avem și piese personale, avem compoziții. Ok. Urmează să facem videoclip. Uite câte prieteni. It's my brother. It's your brother. Vă gândiți și la un turneu? Vă gândiți cumva și la un turneu mare prin care să plecați cu el prin țară? Unul național. Plecăm în luna februarie în Milano, avem un concert acolo. Ok. Deci nu e național, e deja internațional. European, cumva, da. 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 Vara e, e gândită? Vara știu că de obicei vara e foarte aglomerată, mai ales pe litoral, sunt spectacole seara de seară. Da. E pusă la punct? E bifată? E pusă la punct, da. Perfect. Deci urmează, urmează videoclipuri, evenimente, la evenimente private vă pot chema oamenii. Super, vă mulțumim frumos. Multe baftă. Felicitări, ridica nivelul așa ca pe final de emisiune. Să aveți o săptămână frumoasă și pe 3 februarie marele concert la Marea Berărie. Să aveți o săptămână faină. Și noi vă mulțumim. Răzvan.